despre tine. Da, dar de unde știi? Mama, am crezut că mi s-au crăpat mă. Doamne! Face bateria, măi, nene! Dacă pe ăsta l-am auzit, ce vrei? Da, vă întreb și da, eu de multe ori mi-amintesc bancuri, când e așa câte o situație și mi-amintesc bancuri, că de-aia mi-am amintit cu rața, că a zis că, știi, dacă se dobară toate, le dobară și ele la voi. Și mi-am amintit așa, nu le țin minte. Asta l-a zis și Viorel când a fost de la Mister Boboc. Ce deosebire e între un pantof și o pădure? Între? Un pantof și o pădure. Și o pădure? Eu știam... Nu știți? Nu. Doar unul. Ia uite. Cum faci un fraier curios? Cum? Zii, am vrut să dai porogos. Nu deosebire dintre un frigider și un veceu. Cum faci? Așa cum să... Cum mai târziu, îți spune mai târziu. Am înțeles ideea. Ai auzit? Ce deosebire dintre un veceu și un frigider? Între un? Mamă. Frigider. Ce? De ce? Ia. În frigiderele sunt ouăle pe rafturi. Te da să-ți zici mama. Aia că și tu, dacă nu le zici că tu... Aoleu! Îmi place aia cu musca, mă, când faci în ciudă unei muști. Nu, bă, știu, gata, hai să nu mai spunem că deja... deja ne întindem de acum și trecem măsura. Ăla și-am fără, a zis, cu musca. Păi tot ăla venea și la dintr-un vip, cu el venea. Dar chiar în ultimul timp nu l-am mai văzut. Pe cine? Jean Paller. Cine era? Eu nu mai cu bancuri, când vine când îmi scoate. Mereu sunt gata că e mahmur, așa. Da, de nu mai bancuri, spune. Da, ce emisiune venea, dar cred că am bătrânit. Dar zice la un banc într-un stil de... Ce? De râs o săptămână. Are el stilul lui, așa. Greșit. Chiar ce? Dacă mai știe bancul. Nelu, când îl vedea la televizor, s-a așezat pe pat. Nu mai știa numai că îl vedea, că știe că trebuie să spui trăznăi. Dar contează mult și să hai că mă duc, fac păcate între voi. Hai, Laura, stai de vorbă cu fetele și cu băieții. M-a făcut fete pe toate. Că nu e decât o fată. M-am închinat, fără nu avem prumă. Tinuța. Duc o cârpă. Ofticata. Vă, levam luăm pudră de la Bodrum, da? Ce? Vreau să-și ia pudră de față. Vreau să-și ia o pudră de față. Și să o cumpărăm de la Bodrum și ne scade din ăla, vorbim. Hai că uite, întreb la cameră, să întreb pe Elena dacă s-ar putea. Ce? Dar noi cu aniversarea putem să o mutăm? Hm? Băi, din aeroport. De ce, mă, că parfumurile erau ieftine în aeroport? Parfumurile sunt ieftine, că nu sunt scumpe în aeroportul. Nu știu, sunt foarte ieftine. Sunt mai ieftine ca magazin cu ele. În aeroport, nu știu că sunt scumpe. Parfumurile erau ieftine. Știu că m-am uitat eu. Chiar atunci luasem un cadou, un parfum. Și nu știu că mi-a pierdut. Parfumurile nu știu că. Și acolo era 60 de euro. Nu știu că nu se scumpă. Deci era aproape 3 sferturi, nu era jumate, dar 3 sferturi tot era. Dar e în aeroport să și vând parfumurile astea. Coboară omul, vrea să facă un cadou. Dar și în avion.
Îți vând parfum vieții. Repetă mesajul, Raimon F. Vai, cât am mâncat, mi-e sună.